Deși românii nu consumă această plantă cât ar trebui, aceasta are o mulțime de beneficii asupra organismului și ajută în tratamentul pentru ulcer. Iată ce conține și cum ne poate ajuta. Spanacul, căci despre el este vorba, este de origini persane, s-a răspândit încă din secolul al XII-lea, iar de atunci este folosit pe post de aliment cât și pe post de plantă medicinală. Cunoscut pentru beneficiile sale asupra organismului, conține foarte multe vitamine și minerale esențiale pentru sistemul nostru imunitar. Datorită substanțelor sale de vitamina C, vitamina A, vitamina B, vitamina K, acid folic, fier și mangan, consumul de spanac crește vitalitatea, îmbunătățește vederea, reduce oboseala și echilibrează tensiunea arterială. În caz de ulcer sau gastrită, regimul alimentar reprezintă cea mai importantă parte a tratamentului, întrucât ajută la refacerea mucoasei lezate. Regimul care se recomandă este compus din salate cu frunze, fructe ușor preparate termic, prin fierbere sau la cuptor. Trebuie evitate preparatele prăjite în ulei, dulciurile sau mâncărurile de tip fast food. De asemenea, în privința băuturilor nepermise, face parte alcoolul de orice fel. Se poate consuma, în schimb, lapte integral și ceaiuri din plante. Relatează Antena 3.ro.